Întotdeauna cu mâinile curate, Ionică nebunul. Mâine am proces la tribunal la Cluj, cu un vecin de-a meu, corporatist, membru rezist, ne-a certat de la politică, pe Facebook. După aia ne-am întâlnit, el mi-a dat un patent în cap, eu l-am mușcat de picior. El la cap nu avea ce să mai strice la mine, dar m-a dat în judecată că i-am nenorocit piciorul și nu mai poate să joace tenis la companie. Corporativ, vă dați seama. Eu am pus un comentariu pe pagina domnului președinte PSD Marcel Ciolacu, în care l-am felicitat pentru toate și l-a rugat să-mi dea și mie o pensie specială, că dacă eu sunt cu apendicita și cu aductorii, nu pot munci. Și-a intervenit vecinul ăsta meu, corporatistul, domnule, că din cauza jegodilor ca voi nu mai dă România înainte, nu mai putem face reforme. Și n-am mai rezistat și am scris, dar câte reforme vrei să faci în pizda mătii, că de 30 de ani tot niței reforme, reforme. Dar mai las și poporul ăsta să respiri, așa cum am fost noi din istorie. Tot ar reformați, ce vrei să ajungem? Din români, nemți, ce să ajungem? Aia că măcar 10% dacă am fi ca ei. Și am zis, bă, fraiere, eu am fost în Germania. În 92-93, când tu nici nu erai născut, eu mergeam prin Germania, între Kaiserslautern și Düsseldorf. Cel mai trist popor din lume sunt germanii. Numai germani să nu te naști. Munc casă, asta știu. Și au un festivalul beri odată pe an. E, domnule, și care-i problema? Păi care-i problema? Eu mă duc la muncă ca să vin acasă, să aștept salariul odată pe lună. Vine copilul, cere de dat și 1500 de lei, și așa și el poate niște etnobotanici ca ceilalți copii. Ce zici? La stat mai așteaptă până pe 23 când iau salariul. Mai mare rușinea! Bă, frate, la muncă trebuie să-ți iasă ceva. Asta e regulă de aur în România. Eu nu mă duc la muncă pentru salariu. O bucat de ață, o bucat de ceavă, o bucat de cărămidă, o cărniță de la copiii aia, de la grădiniță, un 500 de lei, un 5000 de lei, depinde ce muncești. Spre exemplu, eu muncesc la un serviciu, da? A venit fraierul, domnule, îmi bate roata. Da, am verificat. Trebuie schimbat carburatorul. Nu, domnule, dar îmi bate roata. Da, domnule, trebuie schimbat carburatorul. Păi și cât costă? 3000 de lei. Cum, domnule? Du-te în altă parte dacă nu mă crezi. A dat fraierul 3000 de lei? Dar prost să fii și pui carburator nou, nu înțelegi? Ăsta-i farmecul vieții în România. Nu mă duc la muncă pentru salariu. Muncă casă. Fii și tu cu ceva în buzunar să nu știu pui prima masă la copii, la soții. Stai că mă sună Cristi țiganul. Cristi! Lasă-mă, frate, o leacă că vorbesc cu românii, învăț patriotismul. Ți sună o 5 minute. Da, și ăsta corporatistul zice, păi de asta, mă, jegodilor, nu merge România, nu se face reforme, din cauza oamenilor ca voi. Și am zis că mai lasă-mă, măi, nesimțitule, tu, căcios rezist, tu mă frecați cu reforme de 30 de ani, reforme pe educație, reforme pe sănătate, reforme politică, lasă-mi în pace, mă, să trăim cum am învățat noi să trăim, că nu mai muri nimeni, aproape nimeni nu mai murit. O să rezistăm și pistea asta. Tu vă băgați voi cu reformele. Lasă-ne străin cum știm noi, că ne simțim bine așa. Da, m-a dat în judecată, fraierul. Mă duc la judecată și demonstrez adevărul.